Rudy, un host de mașini, tocmai a fost trimis la închisoare după un jaf eșuat. Îl întâlnește pe Nick, un alt deținut. Celor doi le place să vorbească și devin repede prieteni. Nick și o fată pe nume Ashley își trimit scrisori unul altuia. Ei nu s-au întâlnit niciodată în viața reală, dar ea îi trimite mereu poze cu ea. El îi împărtășește scrisorile de dragoste lui Rudy, care se îndrăgostește rapid la rândul său de Ashley. Mai târziu, din cauza mâncării proaste din cantină, izbucnește o revoltă printre deținuți. Rudy și Nick nu vor să provoace probleme, deoarece urmează să fie liberați în câteva zile. Cu toate acestea, un alt deținut care îl urăște pe Rudy a un cuțit și începe să se apropie de el. El încearcă să-l înjunghe pe Rudy până la moarte, în timpul revoltei. Nick îi iese în cale și încearcă să-l salveze, dar din păcate, este ucis cu sânge rece. Lui Rudy se frânge inima de moartea prietenului său. Trei zile mai târziu el iese din închisoare și observă pe prizonierii proaspăt eliberați cum sunt iubiți de familie și prieteni. Rudy, care nu are rude sau prieteni, se simte și mai deprimat. Dintr-o dată, vede în mulțime o persoană cunoscută, Ashley, care a sosit pentru a se întâlni cu Nick. Rudy se apropie de Ashley după scurtă reflexie. El minte și pretinde că este Nick. Nu mai văzuse niciodată fotografia lui Nick, așa că ea crede că Rudy este chiar el. În plus, Rudy a citit toate scrisorile pe care și le-au scris unul altuia, așa că știe totul despre această fată. Din acel moment, Rudy se îndrăgostește de ea. Își aruncă chiar și cartea de identitate în toaletă pentru a-și ascunde adevărata identitate și intenționează să rămână cu ea pentru totdeauna. Cu toate acestea, fericirea durează doar două zile. Când se întoarce acasă de la mall, descoperă patru bărbați înarmați în casa lor. Infractorii răpesc pe cei doi și urcă într-un camion mare. Liderul grupului, Gabriel, spune că este fratele lui Ashley. Gabriel a descoperit întâmplător legătura dintre sora lui și Nick cu ceva timp în urmă. De asemenea, a aflat că Nick a fost director de securitate la un casino înainte de a ajunge la închisoare. Așadar, Nick cunoaște structura și securitatea casinoului ca pe propria mână. În scrisorile sale, Nick a menționat că în timpul sărbătorilor, securitatea casinoului este laxă și sunt puțini clienți. Gabriel a avut o idee după ce a citit scrisoarea. El plănuiește să profite de situație, jefuind casinoul în timpul Crăciunului. Cu toate acestea, el nu știe că Nick este mort și că Rudy este doar un impostor. El plănuiește să-l forțeze pe acesta să-l ajute în planul său de jaf. El își dezvoltă adevărata identitate după ce află de aceste intenții, deoarece nu vrea să se întoarcă la închisoare. El îi informează că Nick a murit în închisoare. El s-a dat drepnic doar pentru a se apropia de Ashley. Cu toate acestea, Gabriel nu-l crede, deoarece nu poate prezenta niciun document care să stabilească identitatea. Prin urmare, Ashley crede că acesta inventează o serie de minciuni pentru a scăpa. Cu toate acestea, ea încearcă să-l încurajeze pe Rudy să coopereze dacă vrea să trăiască. În acest moment, Rudy, pentru a se salva, acceptă să ajute banda să comită jaful. Gabriel scoate un desen, o schiță a primului etaj al cazinoului. Îi cere lui Rudy să deseneze o artă, acelul de-al doilea etaj al cazinoului și să noteze locația alarmei din camera de securitate și a seifului. Evident, Rudy nu a mai fost niciodată în acel cazinou, așa că nu cunoaște aceste informații, dar el ia desenul și îl examinează. Apoi declară că desenul interiorului nu este cel pe care și-l amintește. Dacă este așa, structura interioară a cazinoului a fost modificată în consecință. După ce Rudy spune asta, Gabriel scoate pistolul și se pregătește să-l ucidă. Rudy este atât de îngrozit încât acceptă să meargă la cazinou pentru a verifica situația. Auzind acest lucru, Gabriel este mulțumit. A doua zi, Gabriel și ceilalți se îmbracă în cowboy și merg la cazinou. Rudy își dă seama că planul este zadarnic. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, datorită ținutei sale, atrage imediat atenția proprietarului cazinoului, care vine la el pentru a vorbi. Harry bănuiește că Rudy l-a dat de gol proprietarului, așa că oprește o chelneriță și se interesează de cazino. El descoperă că nu a fost niciodată reconstruit. Harry își dă seama că Rudy minte. Între timp, Rudy termină de vorbi cu proprietarul cazinoului. Intră în baie, iar Harry îl urmează imediat. Cei doi încep să se bată și membrul bandei este aruncat la pământ. Gabriel și ceilalți, care păzesc intrarea în cazinou, observă un bărbat îmbrăcat în cowboy care părăsește rapid cazinoul. Ei încep să-l urmărească, dar se opresc când descoperă că bărbatul nu este Rudy. În cele din urmă, Rudy reușește să scape. Banda își dă seama că a fost păcălită și începe să-l caute. La scurt timp, îl văd fugind în pădure și câțiva infractori încep să-l urmărească. Observând că este pe cale să fugă, Gabriel scoate arma și este pe punctul de a-l împușca. În acel moment, Ashley aleargă înainte pentru a-l opri pe Gabriel și cei doi alunecă pe panta zăpezită. Rudy vede că Ashley și-a pus viața în pericol pentru a-l salva și se întoarce după ea. Gabriel și ceilalți încep să tragă, în timp ce îi traversează un lac înghețat. Gloanțele sparg gheața și Ashley cade în apă. Rudy se aruncă în apă imediat pentru a-l salva. Din nefericire, Gabriel și ceilalți ajung și capturează pe cei doi. Banda îi duce în interiorul unei case. Apoi leagă pe Rudy de stâlpul patului din cameră cu cătușe și lanțuri. Rudy folosește o săgeată pe care o are ascunsă în buzunar pentru a se elibera, după ce Gabriel și ceilalți au plecat. El este gata să evadeze încă o dată. Înainte de a putea părăsi camera, îi aude pe Gabriel și Ashley conversând. Dintr-o dată îi observă sărutându-se în apă. Se comportă foarte intim și nici măcar nu par a fi rude. Află din conversația lor că ei chiar sunt un cuplu și că Ashley a aranjat totul. Când este pe punctul de a pleca, doi bărbați se întorc de afară. În acest moment, Rudy trebuie să se întoarcă în camera lui și să găsească o altă cale de ieșire. Ulterior, Rudy își folosește imaginația pentru a-i povesti lui Gabriel detalii despre arhitectura interioară a cazinoului, pentru a câștiga încrederea. Planul funcționează, iar Gabriel este convins.
El plănuiește să o facă în ziua de Crăciun, iar Rudy profită de ocazie pentru a face sugestie. El cere o armă pentru operațiune și Gabriel este de acord. Cu toate acestea, infractorul îi dă o replică de pistol cu apă. În ajunul Crăciunului, grupul ajunge la cazinou. Ashley stă de pază în fața intrării. Gabriel, Rudy și ceilalți se îmbracă în Moș Crăciun. Se prefac că sunt clienți și intră în cazinou. Înăuntru sunt doar câțiva clienți și câțiva membrii personalului, care sunt și ei distrași. Rudy are o altercație cu un client la o masă, așa cum era deșteptat. După ce atrage atenția tuturor, Gabriel se îndreaptă imediat spre camera de securitate de la etajul 2. El umblă la sistemele de securitate și de alarmă ale cazinoului. Între timp, niște oameni de la subsol au un schimb de focuri cu paznicii cazinoului. Toți paznicii cazinoului și doi dintre oamenii lui Gabriel sunt uciși în acest proces. Gabriel și Harry preiau rapid comanda situației. În timpul agitației, Rudy încearcă să scape. Ashley îl interceptează în timp ce intră în cazinou. Între timp, infractorii pătrund în safe-ul cazinoului. Cu toate acestea, Gabriel nu este mulțumit, deoarece Nick a indicat în scrisoarea sa către Ashley că proprietarul cazinoului are un safe. Gabriel îl bate mai întâi pe proprietarul cazinoului, apoi îl roagă pe Rudy să-l confrunte. Bărbatul nu-l cunoaște pe Rudy și în cele din urmă, Gabriel își dă seama că nu este Nick. Furios, el decide să-l ucidă pe Rudy, care își amintește că Nick i-a spus despre acest safe în închisoare. Se spune că safe-ul este ascuns sub dulapul de vinuri, în biroul său. Gabriel descoperă în curând un safe uriaș ascuns în spatele dulapului de băuturi alcoolice și îl forțează pe bărbat să-l deschidă. Dar chiar în momentul în care îl deschide, bărbatul ia două mitraliere din interior și deschide focul asupra lui Gabriel și Ashley, dar ratează. Harry continuă să-l urmărească pe Rudy și cei doi încep să se lupte. În mijlocul haosului, Rudy ia un pistol de pe jos și îl îndreaptă spre Harry. Cu toate acestea, arma începe să scurgă alcool pe țeavă. Este de fapt pistolul cu apă pe care îl primise mai devreme. Harry zbucnește în râs, ia o altă armă și o îndreaptă spre Rudy. În același timp, scoate o brichetă și o țigară. Lui Rudy nu-i vine să creadă ce noroc are. Ridică pistolul spre foc și trage în alcool exact în momentul în care Harry folosește bricheta. Harry ia foc și în același moment Gabriel și Ashley îl ucid pe proprietarul cazinoului. Ulterior, aceștia îl găsesc pe Rudy. Planul lor este să-l împingă pe Rudy și camionul de pe stâncă pentru a se preface că oții sunt morți. În acest fel, pot scăpa și pot folosi banii furați pentru a începe o viață fericită. El o descrie pe Ashley ca fiind o femeie crudă. El ironizează și îl mustră pentru că i-a furat prietena lui Nick, care i-a salvat viața de la înjunghiere. Rudy este șocat când aude acest lucru. El le spusese că Nick a murit în închisoare, dar nu a menționat niciodată că el i-a salvat viața. Gabriel, care se află lângă el, își dă seama imediat că ceva nu este în regulă. În acel moment, Ashley îl împușcă pe Gabriel, înainte ca acesta să mai poată pune alte întrebări. Rudy este surprins și perplex, dar ceea ce urmează să se întâmple îl surprinde și mai mult. Nick, care murise în închisoare, iese din umbră. Se duce lângă Ashley și o sărută. Se pare că Nick este creierul din spatele jafului. Rudy și Gabriel nu sunt altceva decât niște instrumente și țapii spășitori aleși de el. Înainte ca Nick să ajungă la închisoare, el și prietena lui, Millie, alias Ashley, au plănuit crima. Gardienii și deținuții au fost plătiți, iar el și-a înșenat moartea. După ce a expus cu atenție toate faptele, Nick îl împinge pe Rudy într-o mașină plină de benzină. Mâinile îi sunt legate de volan. Cei doi intenționează să se țină de planul inițial, care era să înșeneze moartea hoților într-un accident de mașină. Dar Nick nu știe că Rudy este un os de mașini. În momentul în care Nick se pregătește să împingă mașina de pe stâncă, Millie se pregătește să-i dea foc. Rudy a tăiat deja legăturile mașinii cu un cuțit pe care l-a ascuns. El pornește rapid mașina și dă în spate. Îl lovește pe Nick și provoacă răni grave. Apoi schimbă viteza și împinge pe Millie direct în prăpastie, împreună cu mașina. Rudy sare din mașină, chiar în momentul în care aceasta este pe punctul de a cădea de pe stâncă. Nick, care își dă ultima suflare, începe să-i ceară lui Rudy milă. Dar Rudy nu are milă și îl împinge pe Nick și camionul în prăpastie. Rudy este ultimul rămas în viață, dar decide să nu ia banii pătați de sânge. Când se întoarce în orașul său natal, el strecoară bani în cutiile poștale ca un cadou de Crăciun și se alătură în sfârșit familiei sale pentru cină. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!